Salutare lume, ce faceți și bine ați venit la un episod din Assassin's Creed Syndicate. Acum sunt cu Eevee și am primit câteva puncte de skill și am vrut să vă arăt ce am deblocat. Am deblocat aici viața cu numărul 2 și pe ea am făcut-o mai stealthy, să zic așa. I-am pus asta de lockpicking și atunci când omoară pe cineva, automat îi fură tot ce are. Aici văd că asta este gri pentru că este ca recompensă la o misiune, o primește automat, cred că. Și acum am să merg la Jacob, apăsăm pur și simplu pe un buton și schimbăm caracterul. Și la Jacob mai am 12 skill, zice că am disponibile, ceea ce nu este adevărat. Am 12 care le pot cumpăra, poate, dar n-am numai 3 puncte care le pot folosi și am să-i cumpăr și lui a doua de viață. Și mai am un punct care am să las pentru mai târziu, care pe el am să fac mai mult bun la combat. Și cu Eevee am să mă duc când vreau să caut ceva. 4 skills currently available. Tot zice că 4 ăsta, dar nu sunt 4. În fine, în episodul de azi am să fac 2 misiuni, am să fac și pe asta și pe asta la alta și vom elibera Whitechapel de tot. Acum sunt foarte aproape de misiunea asta și vom merge la ea. În ultimele două misiuni, ăștia tot se leagă de noi, așa mă enervează. Kill the target with a crate of dynamite. Ok, cum facem chestia asta? Nu știu care este targetul. Nu m-am intrat aici, nu a avut nicio introducere la misiune, ceea ce mi se pare puțin ciudat. Ăla-i targetul. Nu știu, nu am mai folosit Dynamite până acum, o să fie ceva nou dacă o să facem asta și uite că sunt și tipe care se bat. Na, în fine, noi mai scăpăm de gărzi, după care o să putem să ne focusăm pe Dynamite. Să vedem cum putem face aia. Vedeți cât de mulți fiind, pur și simplu o grămadă. 4 pe mine momentan și asta se apără și ea sunt mult mai puternici. E crazy, trebuie ceva să-i pot omorâ mai ușor cumva. Mai sunt și în spate alții care... Ok, zice escape the area acum, nu știu de ce. L-am omorât cumva când am tras și n-am făcut misiunea bine. Da, cred că l-am omorât din greșeală în bătaia, dar nu l-am omorât cu un crate of dynamite, ceea ce îmi pare rău, I guess, dar nu m-așteptam să mă duc acolo și să fie o persoană care să-mi zică că, oh, uite, trebuie să faci asta. Na, în fine, de data asta fără a-l omorât cu dinamită și următoarea misiune. Nu știu care era ideea cu dinamita, pentru că nu am niciun skill, am numai un pistol, dar nu am dinamită și furăm căruța de la cineva aici. Trebuie să ne întoarcem roata, așa că vedem cât de strâns ne putem întoarce pe o stradă. Am observat că sunt diferite tipuri de căruțe, de exemplu asta este o căruță cu o persoană care poți spune înăuntru. Este una care nu are sticlă, nu are așa, nu este închisă, dar este deschisă și plouă acum. Ploaia este destul de nasoală, deci mie ploaia asta nu mi se pare realistică absolut deloc. Sunt doar niște linii albe foarte, foarte varze, nu-mi place deloc efectul de ploaie care l-au. Sincer, mai bine nici nu-l puneau dacă e chiar așa de rău. Na, în fine, am ajuns la locație. Zice, eliminate all dogs.
Ok, trebuie să-i omorâm pe toți. Ok, ăștia n-au nimic cu noi. Dar trebuie să îi eliberăm pe aia fără să fie răniți, așa că o să fie puțin mai dificil. Dar asta este misiunea opțională. Ok, doi i-am omorât. Este unul mai mare acolo. Pe ăla cred că trebuie să-l elimin. Sau nu, ăla e pe acoperiș. Da, cred că e partea cealaltă cu o armă. Sau se uită pe geam acolo. Nu știu, putem intra pe geam înăuntru oare? Da, uite, și pe partea cealaltă mai este o persoană. Hai să mergem atunci pe aici, prin spate, să-l omorâm pe ăsta care e jos. Și încet, încet îi curățăm pe toți. Așa. Prindem și pe ăsta repede. Trebuie să-l așteptăm aici, pentru că dacă îl omorâm ne vede ăla acolo. Îl prindem acum când se întoarce, dacă se întoarce. Îmi place să fac în pod chestiile foarte gândite, să zic așa, și prind pe toți, elimin, după care e mult mai ușor decât să mă duc, să omor pe aia și să fug. Dar cum ați văzut în prima misiune, se mai întâmplă din când în când. Asta vine acum înapoi și o să putem să prindem. Așa. Deci, misiunea este să-i omorâm și pe toți, 10, am omorât până acum 4. Este unul la etaj, dar uite acolo, la în casă. Asta numai nu stă cu spatele la mine, tot stă cu fața la mine. Opa, opa, crede că a văzut ceva. Aș fluiera, dar atunci cred că o să vină și ăla. Ok, și a pornit alarma, teoretic. Sper să-l pot omorâ super repede înainte să vină toți aici. Ok. Tot ce sper e să nu-i omoare pe ea și să pot face și misiunea principală. Nu, misiunea, obiectivul secundar, să zic. Uite, ne ajută asta, ce mișto din partea lui. Așa. Bun. Și mai este o singură persoană care trebuie să-i omorâm. Pe aia care zice kill. Ăștia cu verzi, ăștia să... Da, uite, ăștia ne ajută. Pe ăștia trebuia să-i salvăm cu verde. Acum, cum ajung la aia de acolo? Uite, aici este un geam, cred că. Da, putem intra pe aici înăuntru. Dar nu ajungem unde trebuie. Nu trebuie să mergem pe furiș acum, cred că aici trebuie să fie niște scări, ajungem la ea. Da, este închisă ușa, deci numai pe geam dacă nu o să ajungem la ea. Hai să vedem. Putem intra pe geamul ăla. Nu, nu vrea să intre înăuntru. Este foarte ciudat, pentru că în Unity puteai să intri înăuntru și era tot felul de chestii, puteai face chestii de genul, dar nici măcar nu este unde credeam eu că este. Dar acum e puțin ciudat. Uite, m-au și văzut pentru că m-am fregat atâta pe casa asta. Nu e nimic, o asasinare de deasupra. Și am terminat. I-am omorât pe toți 10. Aia doi cu verde sunt liberi și ar fi trebuit să facem totul perfect. Da, am făcut totul bine. Să vedem ce se întâmplă acum. Tot Whitechapel-ul este curat. Acum sper că nu mă mai urmărește toată lumea dacă o să mă duc pur și simplu pe stradă și nu se ia de mine, cum o vede. Oh.
Bun, am înțeles. Acum că am făcut toate misiunile, este o misiune mai principală, să zic așa. După cum vedeți, suntem doar la 80% și am să o fac și aceasta, pentru că n-a durat foarte mult să fac astea două misiuni. Oh, I positively crave it. But you'll do for now. As you like. Ok, asta fuge de noi și noi ne batem cu oamenii ăștia de jos sau ce. Uite, acum avem ajutătoare. Super tare. Da, suntem o grămadă din noi. Este mult mai ușor așa. Survive the ambush. Tot ce trebuie să facem este să supraviețuim. Trebuie să-i angajăm pe ăștia cumva, zice recruit. Nu știu dacă trebuie. Gang war. Hai să începem. Nu recrut nimic, nu știu, poate da banii pe degeaba. Dacă nu o să reușesc să trec nivelul așa, atunci o să încerc să-i recrut, da. Ah, there you are. All that stands between you and Whitechapel is the villain controlling the borough. Kaelok has demanded you settle the claim for territory in a gang fight. His loss? Here. I'm sure you can put this to better use than I can. Oh, what's this, Greenie? Assassin Christmas. Finally am primit și noi o armă, așa bine să ne luptăm acum. Gather your allies. Da, deci aparent este un război între găști și eu cu sora mea nu o să fim o gașcă, cred că trebuia să-i angajăm pe ea. Dacă ajungem level mai mare putem să avem arme mai bune, putem să ne uităm la inventoriu, putem să ni le îmbunătățim, bla bla bla. Ne punem arma asta, uite, pentru că asta avem. Pot să folosesc și arma lui tipul, cred că, ba nu, ba. Nu, tipa are o armă asemănătoare, dar nu este exact aceeași. Asta este dacă vrei să-i faci upgrade, costă 500 de lire. Și aici sunt o grămadă de alte arme. Noi avem 6000 de lire aparent, ceea ce înseamnă că ne putem lua o armă destul de bună, dar ne trebuie level 3. Nu o să-mi schimb nimic deocamdată armele. Nu am ceva arme care sunt cumpărate. Practic mi-a dat arma aia el. N-ar trebui să am nevoie de armă. Mr. Rexford Kaelok has agreed to your terms and waits for you at the Whitechapel train station. He's bet his train on the 5. Ok, și acum este bătălia finală. Două găști, o bătălie. Cine câștigă rămâne, cine pierde pleacă. Trebuie să omorâm 10 din ei, dar bineînțeles nu suntem singuri. Ok, și nu-mi găsesc arma care mi-a dat-o. Tot ce avem noi este pumnalul. Probabil trebuia să-mi iau o sabie, dar e ok, nu cred că o să avem probleme. Am omorât 10 deja, o durat 2 secunde toată bătaia, cred. A, uite, acum vine șeful lor abia. Sau acum pleacă, noi trebuie să-i urmărim. Da, da, da. Încearcă să fugă, uite. Oh, man, unde te urci? Oh, man. Vedeți, de asta vorbesc câteodată. Nu mergi pe bune. Hai de capul meu. Sper să mai ajung acum la tren. Pentru că pur și simplu începe să prindă viteză și se termina. Haide, 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 haide. Aproape, aproape. Oh, man, nu vreau să cred. Na, nu mai avem șanse, gata, hai să mai încercăm o dată. Nu vă recomand să vă urcați sus pe chestii, pentru că ăsta crede că vreți să vă urcați pe schelă, pe...
Nu știu, cât de sus vrei, puteți să forcați atâta de sus o să meargă asta. Acum o să încerc să mă duc pe lângă lemnul ăla și o să ajung trenul din urmă, sper. Apăsăm B când suntem aproape de un clopot ca să-l sabotăm, ca să nu poată trage alarma. Dacă voi jucați Assassin's Creed Syndicate, lăsați-mi în comentarii cine mai avut problema asta aici. Sau probleme de genul, când încerci să te duci undeva, se urcă pe tot felul de chestii. Vedeți ce ușor a fost. Așa, fuck. De-aia nu avem nicio armă, pentru că arma noastră deocamdată este pumnalul ăsta. Oh, man, n-am văzut pe asta. Vreau să termin cu asta, pentru că are viață puțină, dar toți sunt trei și nu merge prea bine atunci. Ăștia care au viață puțină, vreau să termin cu ei. Și acum avem bossul mare. Să vedem cât de bun este. Măi, nu e prea bun. Teoretic ar trebui să pice de pe tren. Pentru că uite unde. Hai că mai avem un glonț, acum putem trage în el. Oh, man. Oh, wow, 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 wow. Și-a scos cuțitul. Fai de capul meu ce... Mi-o tăia capul cu cuțitul ăla de butcher. Nu-i bai, sper că mă dă de aici doar de unde îmi bat cu el. Și... O să mă ferez de pistolul ăla de-asta. Cred că este mai interesant dacă îl las așa cu una, două failuri din când în când, pentru că puteți vedea cum este jocul cu, în realitate. Nu tot timpul merg toate chestiile perfect din prima. Jocul se încarcă destul de greu, adică durează destul de mult să se încarce. Eu nu am jocul pe SSD, l-am pe un hard normal, poate și de aia. Oh, nu, mă pune de la început, come on. Nu, e ultima dată, dacă nu merge, data viitoare am să dau videoul. Nu am să folosesc pistolul. Am să mi-l păstrez pentru boss la final, pentru că data trecută am folosit pistolul pe ăștia și totuși l-am folosit. Oh, nu, nu lua, lasă-l în pace, na. Jeez. Uite că și ăsta are cuțit acum. Trebuie să fii foarte atent când dă cu cuțitul, pentru că ai foarte puțin timp până... Ai foarte puțin timp să te aperi, să zic. Ok, n-am să rugăsc acum pentru că sunt concentrat. Așa, l-am ferit. Și l-am împins jos de pe tren. Awesome. Nu știu dacă tot timpul pot să-l împing jos de pe tren sau am avut noroc că a picat jos de pe tren. Și acum, pe bune, ar trebui să avem Whitechapel la 100%. Sunt curios cât de mult din joc am progresat făcând acest orășel parte din London, Whitechapel. Pentru că înainte să fac 3 misiuni, 4 misiuni, am avut 3% deja din joc făcut. Asta e insignia templarilor. You now have the chance to join our ranks. We welcome all who would stand up
throats. Nimeni nu vrea să vină cu ei. Ba, uite, se schimbă de la Blinders sau cum îi cheamă, li se alătură. Welcome to the Rooks. The Rooks, până la urmă așa au rămas numele clanului The Rooks. I'd rather throw myself to the tracks and run Bertha another mile for that doughty ball bag. Kaylock? He's left the station. Mel! Hello, fancy pants. And who might you I'm Evie Fry, and this is my brother, Jacob Fry. Pleased to meet you. I'm Agnes McBean. A delight. I thought I was getting a promotion. I suppose I'm out of work now. Come work for us instead. I won't bile your heat. You pay better than scraps? Oh, I'm sure we can at least match that. Then may I present to you Agnes and Bertha, lady and locomotive, at your service. I'll be in the next car. A hideout on the rails? What an excellent idea. Yes, it worked out rather well. Now, hey, invisible. What? Deci cineva a dus o chestie de cărți sau ce și a fost invizibilă. Aici ar trebui să arate pe cineva, dar nu arată pe nimeni. Nu pot să cred. Te gândi că au învățat minte cu Assassin's Unity și de obicei era un assassin bun, un rău. Unul bun, unul rău. În sensul că e ca Windows. Windows era bun, unul nu. Dar trebuie să vorbim cu asta. You know, a mite of money goes a mickle bit in this city. Think of the power of good you can do with the purse you bring. Okay. Hai să mai facem asta repede, să vedem. Nu știu ce trebuie să facem. Aici avem o hartă cu Londra, care este harta noastră. Și avem o poțiune aici. Medicine Market. Acum putem cumpăra medicina. Upgrade 500 de lei. Hai să ne upgrade în market dacă avem nevoie. Și acum Oni s-a deschis o grămadă de altele. N-am să stau acum să le cumpăr. Ok, și acum trebuie să ne întâlnim cu cineva. Bănuiesc că asta este povestea înainte să mergem în următorul oraș. Știu că e tot în Londra, dar în următoarea secțiune, să zic așa. Da, Whitechapel și acum ne mutăm. În diferite zone avem misiuni. Prin mai multe zone, a apărut câteva în City of London. Și au apărut câteva aici, în Lambeth. Ar trebui să facem chestiile astea ca să putem vedea harta mai bine, dar astea într-un episod viitor. Vă mulțumesc că ați urmărit și videoul de azi. Până la viitoare, numai bine!